Fluctuațiile din cuplul Ștefan-Claudia le umbresc viitorul împreună, într-un moment în care era nevoie mai mult ca niciodată de susținere, armonie și înțelegere. Să vedem dacă avem pentru ce lupta, dacă suntem amândoi pe aceeași lungime de undă, dar totul deja îți dai cu presupusul ce o să se întâmple afară. El nu are problemă, el deja știe ce o să spună, știe că toată lumea o să fie împotriva ta. Da. Ele tot o să... Tu judești pe cineva pe care nu cunoști. Chestia este că noi când o să ieșim afară o să fie foarte ciudat, pentru că prietenele ei toate nu le place de mine. Care e problema? Nu, poate să înțelegi. Familiile sunt familii la urmă și trebuie zis să te facă să se... Eu n-am zis că nu mai vreau să fiu cu tine sau că nu mai... Da, nu, n-ai spus chestii. Că nu mai vrei. Am spus că tu gata, ești... Nu, lucrurile astea grave sau ce ar trebui, trebuie frumos, anunță-mă și pe mine, nu spăla rufele în public. Exact ce ai spus, că e defectul cel mai mare și te-am rugat frumos, nu mai fă asta. E două oară, Ștefan. Claudia. Niciun mă, Claudia, nu-i frumos ce faci. Da, dar tu știi cum să fie. Pă, în așa fel, nu, dar tu știi? Da. Cum știi? Pentru că o să fii foarte influențată de prietenele mele. Ok, da. Bun, tu știi că o să fii influențată de prietenele mele, da? Da. Atunci iau o decizie. Ce? Acum. Păi, ce? Iau o decizie. Ce? Iau o decizie. Păi. Dacă tu știi ce o să fie afară, ce rost mai are să continuăm aici? Păi nu. Păi atunci, să ne pierdem timpul? Cum să renunțe toate lucrurile astea în cap? Aseară însă și m-am gândit. La scrisoarea care ai primit totul. Situație că în scrisoarea respectivă zicea că tu nici măcar nu vorbeai despre mine, vorbea despre vârstă. Nu. Și nu era de ce o zis Teo. Știi când e o femeie vulnerabilă? Când e îndrăgostită. Da. Dacă toată te mai trezești. N-ai înțeles. N-ai înțeles ceva. Data viitoare vorbește cu cuvinte. Vreau că tu nu ești îndrăgostită. Nu mă refer la chestia. Nu vorbești numai cum vrei tu. N-ai înțeles o chestie tu. Eu n-am zis că tu nu ești îndrăgostită, eu n-am zis că... Eu n-am înțeles o chestie pe care o faci tu. Că ai o problemă cu mine și vii și o spui în live. Da, am fost întrebat aici și am spus chestia aia. Dar eu n-am zis că nu vreau să mai fiu cu tine și multe alte chestii. Ce n-ai spus? Poftim? Am spus eu că nu vreau să mai fiu cu tine. Da, materialele, să vezi, că tu n-ai încredere în mine, da, nu. Încredere păi, asta... Iar seara mi-ai spus că ai încredere 100%. Și acum, gata, te-ai răzgândit, ți-a scăzut încrederea pentru ce? Că te-am pus să faci mâncare cu mine? Pentru ce? E vorba de mâncare. Atunci despre ce? E vorba că... Ștefan, deci am fost... Deci tu afară e vorba. Da, am văzut în tine potențial. Dar dacă tu vii și îmi faci și te dai de pe o oră pe alta la o parte, la revedere. Nici eu nu sunt aici bătaia de joc, animă, nu am și eu suflet și eu sunt om. La urmă, dar nu te supăra. Am și eu orgoliu și am niște principii pe care le-am pus la o parte. Asta nu înseamnă că nu le mai vreau sau că nu le mai am. Eu nu zic că nu le ai. Și atunci? Dar... Ce faci? Dai crezare altora, nu? Nu dau crezare. Nu, bravo, poftim. Ce ziceai? Să nu ne lăsăm să fim, că noi suntem puternici. Poftim, slabule. Cine slab? Poftim, uite cine slab. Tu. Nu e nimeni slab. Ce faci acum? Dai apă la moral la toți. Nu e nimeni slab. Pe mine nu o să te mai poți paza. Sunteți bine? Eu da, sunt foarte bine. Tu pare așa ușurat, nu știu. Nu, da, sunt bine. Claudia? Da, sunt foarte bine. Totuși eu n-am înțeles de la ce a pornit Ștefan. Adică ceva trebuie să fi declanșat. Că o zi înainte era totul lapte și miere. Sau nu era și așa se vedea la noi? Era. Dar m-am gândit eu mai bine în tot ce mi-a zis ea mie în ultimele două săptămâni. Ce ți-a spus? Și în legătură cu, nu știu dacă ați dat materialul, când a zis ea de salariu. Așa. Cât pot să câștig eu? Nu știu despre ce. A, nu știți. Vă zic eu acum. M-a întrebat, Ștefan, tu cât poți să câștigi? Și am zis că undeva 3.000, 4.000 maxim. Și a zis, de lei? Da, de lei. Așa. Și a zis că foarte puțin. Și dacă o să avem și un copil? Așa, am ce m-am gândit. După m-a întrebat dacă, Ștefan, dar tu ce prieteni ai? Și am zis, eu am prieteni simpli ca și mine. Da, da, știi, eu am prieteni care îmi vând 1.000 de euro. Și asta te-a făcut să... Da, și asta. Dai seama că nu ești de standardele ei? Da, și tot timpul îmi spune, du-te, adu-mi, nu știu, un pahar cu apă, du-te, adu-mi ghetră, du-te, adu-mi bluză, du-te. Adică, mi se pare un șef care vrea să caute, nu știu cum să vă zic. Un subaltern? Da, care tot îl trimite, știi, până să vină dacă cedează. Dacă cedează, îl dau afară, dacă nu, lasă. Te-ai simțit folosit? Da, puțin folosit. Pentru că unele lucruri poți să le faci singur.
Eu înțeleg dacă ai treabă sau faci ceva, da, poți să-mi spui, Ștefan, adu-și mie bluza. Să te rog frumos lângă... Dar când stai jos și mă trimiți pe mine tot timpul, adun bluza, adun apă, adun țigară, adun... Cât te-a lucrul acesta și ăsta a fost chestia care... Hai să luăm pe rând, Claudia. Sunt mai multe lucruri. Acum, fiecare om câștigă în funcție de pregătirea lui. Nu cred că asta era. Nu poți să ai pretenția de la un om care e, nu știu, într-o anumită zonă a jobului, cum a spus el, cu ce se ocupa înainte, cum a spus tatăl tău că era agent de pază, nu? Da, da, am lucrat foarte mult agent de pază. Bun, sau, fost, hai și să distribui, zic. Da, hai să zic, așa. La o firmă de distribuție. Da. Că distribuiam mare. L-ai făcut, poate să se simtă umilit de faptul că el ți-a a fost sincer și a mărturisit că ăsta este venitul pe care el poate să-l aducă în casă. Eu l-am făcut pe el să simtă umilit? Nu știu. Omul ce spune el... motiv pe care l-a invocat a fost ăsta, că el și-a dat seama ceea că ce spune el, se poate ridica la standardele tale. Ceea ce spune el acum este o discuție care am avusesem acum... Două zile. Trei zile. 3 luni de zile, exact la începutul emisiunii, când ți-am făcut acel plan financiar personal, în cazul în care ți-aduce aminte. Dacă nu ți-aduce aminte, ți-aduc eu. Bun. Bun. Acum 2 zile, eu te-l-am întrebat frumos, dacă ar fi să vii la Oradea, să ne mutăm la mine, pentru că voiam să facem planul, să vedem despre ce e vorba și dacă putem, indiferent ce ar fi, ți-am spus, eu te pot încadra în cercul meu de prieteni și putem să vorbim despre altceva, un venit în care să fie. Dar nu cred că trebuie să sublinem partea de bani aici, acum că eu sunt materialistă. Nu sunt. Tot ce am pe munca mea și nu o să fiu niciodată. N-am fost niciodată materialistă. Dar bărbatul de lângă mine, dacă vrea și are potențial, asta înseamnă dacă își dorește, e suficient să ai voință, poți să faci ceea ce dorești tu. Da. O afacere etc. Asta lăsând la o parte partea. Adică tu acum tocmai vrei să faci afaceri pe Ștefan. Da, nu vreau neapărat, nu vreau să-l fac pe el nimic din ceea ce este sau ce nu vrea el să fie. L-am ceea întrebat. Ce nu este, poate. Din ceea ce nu vrea să fie sau, mă rog, dacă el dorește altceva să facă decât ceea ce îi place. L-am și întrebat ce hobby-uri are. Mi-a spus că vrea să că lui îi place sportul. Deja îl vedeam ori la sala de sport, ori mi-a spus că vrea fotbal. Am cunoștințe acasă și aș putea să-l ajut și pe partea asta. Dacă ar fi, nu ar fi o problemă asta. Bun, nu e chiar așa, Claudia, că nu poți să îl trimiți pe omul ăsta să antreneze câtă vreme n-are un atestat de antrenor. Nu sunt astea. Tocmai de asta, că există niște lucruri care se pot face pe parcurs. Care n-au nicio legătură cu realitatea despre care vorbim. Hai să vedem discuțiile. Să știți că au vorbit foarte mult aseară. Da, așa este. Târziu, înspre noapte. Hai să vedem ce și-au mai reproșat și apoi ne mai întoarcem și la planul financiar, că pare că ăsta ar fi un motiv. Discuția din pauza publicitară a adâncit temerile lui Ștefan că nu va fi acceptat în viața extinsă a Claudiei. Spășit, el pășea pe un alt câmp de luptă, cu intenții de a arbora steagul alb. Ce faci? De la foarte bine în sus. Mă bucur. Am fi supărat. Ștefan, dacă tu crezi că părintele nu doar dor. De când o să ieșim afară de aici, o să avem telefoane, o să avem libertate. Atunci când o să vorbești cu ei, o să te facă pe tine. Nu poți să te întreb ceva? Da, lasă-mi zic. Nu mai trebuie, că știu deja finalul. O să te facă tu ai mai avut în viața ta o femeie de vârsta mea? Nu. Ai mai avut pe cineva care a făcut toate faptele astea pentru tine? Da. Și ai fost dezamăgit? Da. Ai fost dezamăgit? Da. Bine, nu compara situațiile unul la mână. Eu nu sunt cealaltă. Știu. Nu sunt ce ai avut. Dar nici nu vreau să îmi doresc, nu îmi doresc pe cineva care este nesigur. Indiferent ce o să fie, cum o să fie, Ștefan mi-a dovedit că tot ceea ce a spus ei e adevărat. Alertă ți-am zis că eu am nesiguranță. De ce nu spui? Ai zis că nu vrei să fii, ai zis că încă nu e sigur. Ai încredere în mine, ai spus, dar ți-e frică să nu fii dezamăgit, da? Părinții tăi o să zică nu cu ăla, nu cu ăla, nu cu ăla. Ok, o să zici ba da cu ăla. O perioadă. Și până la urmă s-i după ei. Nu mai vorbi de mama și de tata, da? Eu n-am vorbit de rău. Sau... Ce vorbesc prietenii mei sau dacă eu vreau să mă iau după cineva, mă luam de mult. Nu mă luam de acum. Ce? Aici în casă mi-ai dovedit că nu pot să am încredere în tine. Concluzia este în felul următor. Eu vreau să fiu cu tine, asta clar. Dar nu știu ce o să fie. Ieși.
Nu vreau. Ieși. Nu mai fă figuri cu mine de genul ăsta. Stefan, concluzia este concluzie. Concluzia este că... Ce? Tu nu știi ce o să fie afară. Nu e sigur pe ce se întâmplă afară. Da, nu sunt sigur. Mie îmi dai dovadă că nici măcar aici în casă nu ești în... E sigur de ce se întâmplă afară? Da. Bun, suntem, ne vezi în viitor? Ne vezi împreună afară? Da. Da sau nu? Scurt. Da sau nu? Da sau nu? Nu deloc. Nu. Bun, nu ne vezi. Atunci și rost are să continuăm aici în casă ceva? Nehotărârea lui Ștefan nu mai putea continua. Claudia nu acceptă, la fel cum nu acceptă nici indolența. La scurt timp urmă un alt șir de argumente pro și contra relației lor. Hai mă, face tragedie de pe genul ăsta. A, deci nu e tragedie. Faptul că eu am lăsat toată lumea ca să-ți iau ție apărarea pentru că am crezut în iubirea noastră și tu dintr-o dată vii să spui da, pe n-o să meargă afară. Bă, pentru ce am luptat eu, mă? Pentru ce mi-a luat toată lumea? Mi-a luat atâtea picioare bun și jignir și tot felul. Pentru ce? Pentru că eu am încredere. Nu, pentru că tu n-ai încredere de aia. Mă, dacă tot fugea și eu, nu stau să-mi prind după tine, Claudia. Eu am stat sigur odată, eu nu mai vin după tine. Obosiți de atâtea păreri și lupte, Claudia și Ștefan stăteau în fața faptului împlinit. Claudia își declara intențiile mai clar ca niciodată. Ce faci, mă, ce tu? A? Îmi fac bagajul. Păi de ce îl faci? De-aia. Ca să ai de unde să-l dai? Nu, nu o să-l mai desfac. Cine spune? Eu. Pui la loc sau nu pui la loc? Că tu crezi că eu sunt bătaia ta de joc, să știi că nu sunt. De ce sunt bătaia mea de joc? Te rog frumos să-mi acceptă decizia și du-te de aici. Da, mă, eu am înțeles că nu mai vorbim, dar acum ce trebuie să facem? Fă-ți bagaj și pune-ți la loc. Eu îți spun că nu mai am motiv să rămân și nu mai vreau să rămân. De ce? Pentru că nu mai vreau să rămân. Nu-mi face plăcere să fiu în casa asta. Să mă vezi pe mine, cred. Te rog, Dumnezeu, lasă-mă în pace. Hai, adu-te și tu. Dar nu mai vezi supărat. S-a întors? Da. S-a mai întors, nu? Da. Și ați discutat. Tot variațiuni pe aceeași temă. Da. Ceea ce atunci, motivul de ieri n-a fost cel de astăzi. Adică? Drept urmare, în fiecare zi, Ștefan vine cu câte un motiv. Ieri, motivul de ieri a fost prietenii tăi, nu? Da. Astăzi a venit cu partea financiară. Nu, le-am zis. Mâine cu ce o să vină? E, nu. Nu știu. În fiecare zi vine cu câte un motiv. Aia, gata. Eu m-am... Da. Faptul că eu râd, ea trebuie să cadă victimă face... în toată chestia asta aici, dar nu trebuie să cazi victimă. Păi nu sunt victimă, păi tocmai ești victimă, asta e omule, când tu ce îmi spui mie? Că, acum mă, sunt sau nu trebuie sunt? Bărbatul care l-a cerut aici, dați material acum două luni, o lună jumătate, când cerea aici pe canapea, în locul Ștefan, acolo, te-am obligat pe tine cu ceva. Da. Te-am obligat pe tine hai cu ceva. Hai să-i dă materialul ca să-l vadă din nou, că cred că a uitat. Ștefan, nu te-am obligat pe tine cu ceva? Nu mai obligat. Ai făcut ceva împotriva voinței tale? Nu am făcut. Atunci? Atunci. Fii asumat. Vreau să fiu mai Eu sunt asumată și am făcut ceea ce am simțit. Când am văzut atunci că ea mi-a luat apărarea, chiar am crezut mult în ea, dar după am început cu niște întrebări care am început să dau înapoi. Aici când am văzut-o pe canapea, când ea mi-a luat apărarea, mie mi-a plăcut. Da. Și am zis că chiar vrea ceva. Așa, să înțeleg că nu vreau. Cu întrebări, cu... Ce nu ți-a plăcut? Că te-a întrebat de bac și că te-a Nu, de bac, nu mai puteam, cum întreabă mine de bac. Nu e vorba de bac. E vorba de ce spunea ea. Eu vorbesc pe ea acum două luni în urmă. Și știa dacă vrea să fie cu mine, știa ce se bagă. Dar s-a îndrăgostit. Și se spune că dragostea e o arbă și nu mai vezi nici cât câștigă, nici că nu are pregătire. Uite că vezi. Nici că. Știi cum e. A, nu știu, ea știe mai bine. Dar eu cred că ei trebuie bărbatul care chiar l-a cerut acolo pe canapă. Facă pe ea fericită. Până una alta, tu ai fugit. Nu am fugit. Adică tu ai dat înapoi. Da, am dat înapoi pentru că eu cred că e mai bine să tem rău de la început decât
mai târziu. Păi și nu o să-ți pare rău dacă era iubirea vieții tale? Nu cred. Nu crezi? Nu cred. Bine, atunci dacă nu crezi, eu pot să mă pun în fața acestei declarații. Luăm o pauză, sigur.